Stimați contribuabili, bine ne-am reîntâlnit la ultima frontieră. S-a dat startul la furat în competiția pentru șefia PDL-ului, după o suită de aroganțe, păruieli și scuipături, dându-ne cu tifla, liderii PDL au încercat să ne convingă de faptul că în partid nu sunt multe, nu sunt mai mult de două găști. Ceea ce zic ei este firesc într-o formațiune democrată. O fi firesc, dar nu la ei. Emil Boc, de o parte, Vasile Braga Burdogul, de partea cealaltă, ambele tabere pregătite de asaltul final. Obișnuit să se implice în problemele de partid, Traian Băsescu, președintele României, i-a chemat la ordine pe cei doi pentru a-i urechea și a le face un instructaj la drum de seară la o partidă de spiritism într-o vilă de protocol. Altădată o asemenea invitație trezea fiori pe șirea spinării oricărui pedist sau pedelist. Dar vremurile de glorie ale lui Traian Băsescu au apus. Din ce în ce mai mulți pedeliști ridică fruntea din pământ și îl înfruntă pe Băsescu. Cel puțin unul din cei doi copii neastâmpărați nu mai ascultă de părintele său, preferând să-și afirme independența. Ar vrea adevăratul lider al PDL-ului să-l vadă pe Emil Boc retras din fruntea guvernului imediat după moțiunea de cenzură și reinstalarea sa în funcția de președinte al partidului pentru momentul când își va termina mandatul, de voie sau de nevoie, dar după cum sigur vor decurge lucrurile, să-i păstreze locul cald să se întoarcă în fruntea partidului. Asta va fi foarte greu pentru că Blaga stă la pândă. Buldogul a scăpat din laț și mușcă mâna care l-a hrănit. Dacă altădată combinațiile președintelui jucător îi ieșeau la marele fix până la ultimul aranjament, de data asta va fi tamam pe dos. Ca să mai salveze câte ceva, Traian Băsescu a lăsat deoparte prevederile constituționale și s-a implicat pe față în lupta pentru putere în interiorul PDL-ului, ocupându-se personal de aranjarea cărților și loviturile sub centură aplicate adversarilor iubitului său Emil Boc, cum ar fi, de exemplu, Cezar Preda, susținătorul lui Vasile Blaga și candidat la funcția de secretar general al PDL. După 20 de ani de la Revoluție, să nu ai nimic câștigător în cariera ta și să vrei să fii președintele lui, e puțin cam dificil. La Consiliul Național de Coordonare. Sau să-i fii secretar general al partidului într-o altă variantă. Ca secretar general, domnul Vasile Blaga a fost implicat în nenumărate... Vorbesc de Cezar Preda, care s-a anunțat secretar general. Care și-a anunțat candidatura. Dar... nu le recomandă nimic, n-a reușit să câștige nici măcar alegerile la el în județ. Cezar Preda este pentru Traian Băsescu un personaj fără niciun fel de realizări în plan personal sau în plan politic, așadar un personaj fără valoare. Atacul la persoană l-a făcut pe Cezar Preda să rupă tăcerea și să declare că o asemenea atitudine este de neconceput și nu este dispus să accepte o astfel de poziție ce jignește liderii de filială din cel puțin 23 de județe. Până să-i dăm cuvântul lui Preda să ne spună ce a simțit în momentul în care Traian Băsescu s-a exprimat cu privire la competențele sale,
să citim ce scrie la Constituție, la articolul 84, incompatibilități și imunități. Articolul 84, aliniatul 1. În timpul mandatului, președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Și acum să-l ascultăm pe Cezar Preda și lecția sa de bun simț și comportament camaraderesc pe care acesta i-a aplicat-o lui Traian Băsescu. Nu pe mine m-a jignit, spunând că nu ai valoare pentru că n-ai câștigat, ci 23 de județe unde avem lideri care muncesc zi de zi și nu câștigă pentru că au în județele alea celelalte partide lideri foarte puternici. Dar ei se duc, lasă cicatrice, se zbat în lupta pentru a maximiza partidul. Trebuie să-i respecti. Eu nu pot să spun niciodată în viață că respect numai câștigătorul. Asta să știți că este o boală a politicienilor români și nu numai, în care nu discută decât cu câștigătorii. Sunt 20 ceva de județe în care domnul președinte n-a ieșit președinte. Ce să le spunem oamenilor că sunt vinovați? Că nu merită discuție la masă? Eu trebuie să-mi respect buzoienii și dacă nu l-au votat pe Traian Băsescu. Eu am luat mai multe voturi ca Traian Băsescu. În momentul în care primești o asemenea apreciere, poți să o accepți de la adversari politici. Să-mi spună, nu ești bun, nu ai valoare pentru că eu te-am bătut. De la un camarad niciodată. Camaradul este ăla lângă care stau și care mă apreciază indiferent de rezultat, știe că am făcut tot ce depinde de mine să dau mai mult sau să dau partidului meu valoare. Aveam valoare când mergeam din oraș în oraș să nu-l suspende pe președinte și mă duceam din oraș în oraș și mă urcam pe scenă, atunci aveam valoare? Aveam. Atunci eram bun lângă să mă duc, să stau și să nu dorm nopțile și să mă duc peste tot. E o greșeală. Iar eu sunt un om la 51 de ani. N-am 30 de ani. Eu nu pot să trec pe lângă asemenea afirmații ca și cum nu le văd. Pentru că am familie, am prieteni, am oameni care mă cunosc. Zice, bă, dacă tu înseamnă și pe tine te îngenuchează orice asemenea declarație, înseamnă că voi sunteți o mămălig acolo. Deci nu suntem numai mămălici. Suntem oameni care știm să facem parteneriate, știm ce înseamnă un proiect comun pentru țară, știu să fac compromisuri politice, dar au și ele o limită. Și trebuie să ne respectăm. Iar eu o să primez respect așa cum o să primez respect, așa o să și dau respect. Aproape sigur, Traian Băsescu nu s-ar fi așteptat ca vreun pedelist să-și permită să-i dea lecții. El este obișnuit cu ordinea și disciplina de fier în partid. Exemplul ideal în acest context este nimeni altul decât Emil Boc, care nu mișcă în front fără acordul președintelui, chiar dacă îi se așează o muscă pe frunte. Apocalipsa acum, dragii mei, pentru că pedeliștii se fură între ei. Și când hoț pe hoț s-a furat și dracu s-a mirat. Pedeliștii se suspectează unii pe alții de furăciuni și mișmașuri. Hoțul strigă hoții. Traian Băsescu l-a acuzat mai zilele trecute pe Vasile Blaga Buldogul că a furat startul în competiția pentru șefia PDL. Competiție în care el îl susține pe Emil Boc, oferindu-i prin protecția sa un avantaj important. S-a cam furat startul. Unul din candidați a început să strângă semnături fără să-și anunțe oficial candidatura. Vă referiți la Vasile Blaga. Deci, eu am spus unul din candidați și dumneavoastră înțelegeți ce vreți. Emil Boc n-a mai avut ce să facă, având în vedere că să spunem, Vasile Blaga a început să strângă semnături. De ce susțineți pe Emil Boc atunci și nu pe Vasile Blaga? Pentru că nu ai niciun motiv să nu susții, spre exemplu, dacă discutăm cinstit, nu ai niciun motiv să nu-ți afirmi simpatia pentru un om politic extrem de onest. Cu tupeu, Vasile Blaga îi răspunde lui Traian Băsescu. Nu am auzit când s-a fluierat startul. Domnul Boc și-a anunțat primul candidatura, eu am fost al doilea. Cam asta a fost ordinea. Nu cred că mă dezavantajează faptul că președintele a declarat
că îl susține pe domnul Boc. Domnul președinte are dreptul să aibă o opinie. Ba, să avem puțin pardon, domnul Blaga, dacă tot vorbim despre reformarea statului de drept și a clasei politice, domnul Băsescu ar trebui să se abțină, să nu aibă nicio opinie, pentru că este președintele tuturor românilor, nu doar al poporului portocaliu. Și din această calitate nu se poate implica în treburile interne ale unui partid, susținând un candidat sau altul, nominalizând domnia sa sau dând la joale contracandidaților. Cel puțin așa scrie la Constituție, dacă vrem să o respectăm. Dar prea puțin îi pasă spre deloc domnului președinte de Constituție. Sfatul nostru, evident, gratuit, este să-și păstreze opiniile și intervențiile, oricât de oportune ar fi, până la finalul mandatului. Atunci va deveni liber de sarcini și poate sta liniștit la umbra nucului bătrân, unde se scrie memoriile sau să chibițeze. Tsunami după Băsescu. Prin noua sa încercare de a schimba Constituția, președintele Traian Băsescu vrea să ne spună că 5 ani de mandat pentru un șef de administrație ar fi cam mult. Așa zic și eu când avem de-a face cu un președinte jucător. El comandă muzica, el joacă și noi plătim lăutarii. Băsescu ar vrea să se revină la 4 ani de mandat, conștient fiind de faptul că foarte mulți ani de acum încolo niciun pedelist nu va mai fi președintele României. Așa cum spuneam, după Traian Băsescu, tsunami. Dar încă tot e bine, pentru că dacă își punea în minte să prelungească mandatul la 7 sau la 10 ani, ne termina definitiv. El juca și noi cântam. Președintele vrea să se asigure că viitorul președinte al României, care aproape sigur nu va fi din tabăra lui, nu va sta la Cotroceni mai mult de un mandat de 4 ani. O nouă perdea de fum, dând opoziției o pistă falsă pentru a abandona intenția de a-l suspenda din funcție cât mai curând și a-și canaliza energia pe o nouă năstrușnicie a sa, pe care să o dezbată în talk show-uri la televiziunile moguliste sau în taberele de primăvară. Acest subiect pe care l-am lansat la discuția cu PDL-ul legat de revenirea la mandat de 4 ani a președintelui României este generat de realitățile politice din România. România are nevoie de mai puține ani cu alegeri și ideea a fost, dacă reușim o soluție, de recuplare a alegerilor prezidențiale cu cele parlamentare. Ați fi deschis și unei soluții care ar privi, să zicem, lungirea mandatului Parlamentului la 5 ani și... Inclusiv la scurtarea mandatului meu, dacă vom conveni că acest lucru îl votăm. Dar scurtarea actualului dumneavoastră mandat. Ați, da, de ați ce renunțat nu? La un an de mandat pentru... De ce nu? Elena Băsescu își poate face operații estetice pe banii Parlamentului European.
europarlamentarii și familiile acestora pot pune costurile chirurgiei estetice pe nota de plată a Parlamentului European în urma unor schimbări legate de cheltuieli medicale ale parlamentarilor de la Bruxelles. O veste bună pentru buzata lui tata, europarlamentarul Elena Băsescu, Eba pentru votanți. Săraci bogați, parlamentari, în fața morții, suntem egali. Care își poate face de acum operații estetice pe banii Parlamentului European. Noile reglementări arată că bugetul de 3,4 milioane de euro poate fi cheltuit pentru mai multe tratamente medicale în care sunt menționate operațiile de reducere a sânilor, nu e cazul la EBA, eliminarea părului facial și masaje. Tratamentele permise de Parlamentul European conform ghidului practic al rambursării cheltuielilor medicale vor fi acoperite în proporție de 36% din banii europeni. De asemenea, plătitorii de taxe din Uniunea Europeană, în care intrăm și noi, vor acoperi 2/3 din costurile tuturor tratamentelor medicale ale parlamentarilor europeni și în mai multe cazuri chiar 100% din costuri. Încă o veste bună pentru EBA. Printre noile tratamente aprobate de Parlamentul European se numără și tratamentul împotriva îmbătrânirii și un total de 21 de zile de relaxare la spa. Pa, pa. Ascultându-l pe premierul Emil Boc cum le cerea prefecților să prezinte oamenilor situația roză pe care o traversează România la început de primăvară, cerință exprimată într-o conferință, teleconferință cu prefecții. Vestea îmbucurătoare pentru luna aprilie este că veniturile bugetare sunt mai mari decât în martie, sunt mai mari decât în ianuarie, sunt mai mari decât în februarie. Începând cu luna aprilie s-a relansat sectorul construcțiilor. România este un mediu investițional propice pentru investitorii străini. Nu în ultimul rând, vreau să observați că în luna aprilie s-a încetinit ritmul creșterii șomajului. Le cerea să explice oamenilor cum rata inflației este în scădere, deși este încă cea mai mare din Uniunea Europeană, cum producția industrială și exportul sunt de asemenea în creștere constantă, cum pensiile și salariile s-au așezat pe o pantă ascendentă, ascultându-l, gândul mi-a zburat imediat la oamenii de știință americani care au descoperit că privarea de somn îi face pe cei obosiți să vadă doar partea plină a paharului în orice situație. Lucru ce ar explica și de ce pariorii înrăiți iau hotărâri neinspirate, uneori pierzându-și banii la jocul de noroc. Iată o explicație pentru starea de visare a premierului. Nu-i de la etnobotanice, e de la nesomn. Ce să mai discutăm? Totul crește frumos în această țară, doar Emil Boc și umbra sa nu cresc.
Premierul le cerea prefecților să iasă în mass media să le explice oamenilor exact cum stau lucrurile, să combată diversiunile lansate de televiziunile moguliste. Aș vrea să-l văd eu pe prefectul acela care are curajul să iasă în fața oamenilor și să le spună: băi, contribuabililor, o duceți mai bine, dar vă faceți că nu înțelegeți cum stă treaba, ca să ne dărâmați nouă șandramaua. E, uite că prefectul de Giurgiu, Ioan Robert Cristoi, nu ne-a invitat la un seminar pe tema realităților rozbonbon sau rozbomboane în România. Dă astfel dovadă de bun simț și rațiune. Bravo lui! Dar să revenim la specialiștii americani, care susțin cu dovezi faptul că persoanele care dorm prea puțin au tendința de a fi excesiv de optimiste înainte de a lua o decizie și sunt mai dispuse să își asume anumite riscuri. Domnule premier, vă recomand să vă odihniți ceva mai mult, dar nu foarte mult, pentru că lipsa de somn nu ține loc de realitate. Poate de aceea sunteți exagerat de optimist. Poate de aceea nu vedeți ce se întâmplă în țara pe care vă încăpățânați să o conduceți. Și dacă tot suntem la capitolul medicină, să vă spun în finalul emisiunii noastre ultima glumă care circulă pe internet. La un seminar pe teme de transplant de organe, un doctor american spune: în America scoatem un rinichi de la un pacient, îl transplantăm la altul și în 6 săptămâni pacientul deja își caută de lucru. Doctorul german îi răspunde: este o nimica toată. La noi, în Germania, scoatem un plămân de la un om, îl transplantăm la altul și după 4 săptămâni pacientul deja își caută de lucru. Doctorul rus le spune: nici asta nu-i mare scofală. La noi, în Rusia, scoatem o jumătate de inimă dintr-un rus, transplantăm jumătatea de inimă altui rus și în 2 săptămâni deja cei doi își caută de lucru. În final vine la microfon și un medic din România care le spune: n-avem ce compara. Medicina voastră este mult în urma medicinei noastre. În România am luat câțiva indivizi fără creier, fără inimă, i-am pus în fruntea țării și acum toți ne căutăm de lucru. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi. Până data viitoare, eu vă spun să fiți iubiți, să aveți parte de vremuri bune.